Acum i-ați cam călcat în picioare pe veteranii la All New Stars. Cum a fost partidul? Bună seara! În primul rând nu le-au venit toți jucătorii, ne așteptam să fie un meci mai strâns, că nici noi nu suntem prea bine pregătiți în ultima vreme. A fost un meci lejer, să zic, având în vedere că am dat repede 3-4. Mai ușor decât vă așteptați? Da, mult mai ușor, că abia am ajuns cu o oră înainte și eram puțin împachetat, cum s-ar zice, de pe drum. Da, am înțeles că veniți chiar de la Galați, nu? Unii dintre primii șase venim de la Galați, în afară de Cernat. E pasiunea pentru Victor Cup atât de mare încât să merite deplasarea? Inițial am venit să îi ajutăm să promoveze, după care microbul, am câștigat cupa și am zis să, până să mai fac schimbări și mai aduc ceva jucători, să îi mai ajutăm, dar văd că n-am reușit să rămânem în afara lotului momentan. Din calculele mele, acum cu această victorie, ajungeți pe locul 3. Ce își propuneau țelul sezon? Având în vedere că noi suntem învățați să câștigăm, ar trebui să câștigăm campionatul. Asta ne propunem, dar din păcate ne-am încurcat prea mult și va fi foarte greu. Victory Cup, cum vi se pare? Mi se pare o organizare foarte bună. Dacă s-ar lucra un pic la terenuri, nisipul ăsta încurcă și julește lumea, în rest e foarte bine organizată. E o competiție extraordinară din punctul meu de vedere. Mersi mult și baftă!